ce a fost, ce a ajuns și ce a câștigat. Valea Jiului a fost timp de 10 ani încadrată în categoria zonelor defavorizate. Acest lucru ar fi trebuit să aducă investitori în Valea Jiului care să creeze locuri de muncă. Zona și locuitorii acesteia au avut anumite facilități în cei 10 ani. Acum, în anul 2014, după 6 ani de la ridicarea acestei catalogări, Valea Jiului nu mai este defavorizată, dar este mai săracă, oamenii sunt din ce în ce mai săraci, iar șomajul este în creștere. În sensul ordonanței de guvern din 1998, bineînțeles că nu mai este o zonă defavorizată. Poate că nici nu a fost chiar o zonă defavorizată în sensul acelei ordonanțe. Nu cred că vreodată nivelul șomajului în zonă a fost de 3 ori mai mare ca nivelul ca nivelul șomajului la nivel național. Și nu se mai încadrează din mai multe puncte de vedere. Chiar dacă există șomaj, zona Valea Jiului în general nu duce lipsă de căi de comunicații, nu este izolată și nu are o infrastructură atât de precară încât să se mai încadreze acum în exigențele acelui act normativ. Potrivit reprezentanților primăriei, acest stigmat de zonă defavorizată nu a adus nimic bun locului. Asta deși investitorii ar fi avut anumite facilități. Nu ne-a ajutat foarte mult, deși au existat niște facilități vis-a-vis de stimularea investițiilor. Nu au apărut în zonă, niște investitori foarte puternici care să creeze mii de locuri de muncă, să creez o alternativă adevărată la activitatea monoindustrială de minerit care este în zona noastră, deși acel act normativ avea anumite facilități, așa cum spuneam, atât vis-a-vis de scutirea de impozitul pe profit sau pe scutirea de la taxele vamale pentru importul de materii prime. Nu, eu cred că nu ne-a ajutat prea mult. Poate că au existat ceva investitori care și-au mutat câte un punct de lucru aici, dar activitatea principală și profitul nu a venit în niciun caz în Valea Jiului. Și cred că nu ne mai încadrăm oricum în zona defavorizată și oricum era și o mică pată, dacă pot să spun așa, pentru această zonă să fie considerată defavorizată. Cred că atunci când vrei să atragi un investitor, spre exemplu, în domeniul turismului și din start îi spui să vină într-o zonă defavorizată, cred că noțiunea asta de defavorizată din start îi creează niște dubii, niște îndoieli și mă îndoiesc că ar veni într-o astfel de zonă. Dar, din fericire, Valea Jiului a fost înzestrată de Dumnezeu cu peisaj extraordinar, cu munți, cu bogății naturale și nu cred că suntem și nici nu o să fim niciodată zonă defavorizată. Neimplicarea politică de la nivel central a făcut ca Valea Jiului să rămână tot zonă monoindustrială, iar investitorii care ar fi trebuit să dezvolte mii de locuri de muncă aici nu au apărut. Pe investitori nu e destul de greu să-i atragi. Cred că factorul politic ar fi trebuit să se implice cel mai mult. Primarii s-au zbătut, dar primarii singuri nu pot să facă prea mare lucru. Cred că de la nivel central, de la nivelul guvernamental, ar fi trebuit să fie un sprijin politic mult mai important pentru Valea Jiului, având în vedere constrângerile care apasă această zonă vis-a-vis de, mă gândesc în primul rând, la restrângerea tocmai accentuată activității din minerit. În Valea Jiului, mineritul este industria de bază, iar în acest timp se dorește dezvoltarea turismului ca alternativă.